de tine. Acum o niciodată slăiește Tată Soată, la care să se închine și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman. Acum o niciodată să ne topeți la lume, că naște mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că n-a noastră înghelturi păstrăm cu falul nume, triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corbine, româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți. Cu brațele armate, cu focul vostru vie, viață, libertate, ori moarte strigă-n toți, ori moarte strigă-n toți. Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină, demiza libertate și scopul ei prea sfânt, și scopul ei prea sfânt. Muri mai bine luptă cu glorie de plină, decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru. Mulțumim foarte mult! Dragi tineri, dragi copii, ne aflăm în fața statuii lui Gheorghe Lazăr, fondatorul învățământului cu predare în limba română, în semn de respect și de prețuire pentru marea lui memorie. Voi vedeți astăzi aici o piață mare, aparent liniștită, în care pare că nu se întâmplă mai nimic. Dar aici, în această piață mare a Sibiului, se dă de o bună bucată de vreme un adevărat război, un război cultural, un război identitar, ce este drept. Dacă vă întoarceți puțin, în mijlocul pieții mari din Sibiu, până în 2005-2006, era o statuie a cărturarului Gheorghe Lazăr, mult mai impunătoare decât aceasta, o statuie într-adevăr imensă, așezată pe un soplu de asemenea foarte mare. De statuia lui Gheorghe Lazăr domina, practic, ca simbol, piața mare a Sibiului. Cu un an înainte ca Sibiul să devină capitală culturală europeană, ce au găsit de cuvință conducerea Consiliului Local, Primăria Sibiu? A găsit de cuvință să scoată tocmai simbolul cultural din piața mare din Sibiu. Un simbol cultural care avea o singură vină, era românesc. Nu era universal, nu era european. Așa că statuia lui Gheorghe Lazăr a fost scoasă cu totul din piața mare din Sibiu și dusă undeva într-un părculeț pe la marginea orașului, ținută în condiții improprii, în timp ea degradându-se foarte, foarte mult, până când s-a găsit totuși un loc pentru ea, și anume în alt parc din alt oraș, și anume din Avrig, locul de naștere al lui Gheorghe Lazăr.
Mai apoi, peste câțiva ani, în locul statuii lui Gheorghe Lazar, a apărut, ce credeți? Statuia aceea pe care o vedeți și care pare să domine piața, statuia baronului Samuel von Bruckenthal, guvernatorul Transilvaniei, în timpul căruia s-a desfășurat răscoala lui Horea Cloșca și Crișan și în timpul căruia au și fost executați prin tragere pe roată cei doi martiri eroi. De Samuel von Bruckenthal se face direct răspunzător de înnăbușirea în sânge, de reprimarea cruntă a răscoalei lui Horea Cloșca și Crișan. Și cu toate acestea, el are statuie în Piața Mare din Sibiu. Tot din cauza baronului Samuel von Bruckenthal a izbucnit și răscoala. Bine, răscoala a izbucnit datorită unor nemulțumiri cumulate de-a lungul timpului. Țăranii români nu aveau libertate socială, nu aveau libertate religioasă, erau lipsiți de orice formă de proprietate, nu aveau voie să aibă în posesie pământ, să-și muncească propriile pământuri, nu aveau voie să facă comerț, nu aveau voie să intre în centrul Sibiului. Ei aveau voie numai pe la marginea Sibiului. Țăranul român nici măcar nu avea dreptul să iubească. El nu avea dreptul să se căsătorească decât cu acordul nobililor. Deci dacă doi tineri se iubeau, ei trebuiau să meargă frumos de mânuță în fața nobilului maghiar sau austriac și să-și ceară voie să se căsătorească. Iar acesta îi dădea sau nu acest drept, după bunul plac. Nobile aveau dreptul de viață și de moarte asupra țăranului. Adică îi puteau condamna la moarte fără niciun fel de judecată. Dacă austriacul sau ungurul considera că românul nu ține capul destul de plecat. Peste taxele impuse de nobilimea maghiară, bineînțeles că s-au suprapus și taxele impuse de statul austriac, de Imperiul Austriac. Astfel că țăranul din 7 zile pe săptămână ajunsese să fie obligat să muncească gratis 4-5 zile pe săptămână pentru grof, pentru nobil, pentru nobilii maghiari sau austrieci. Ajungem din nou la baronul Samuel von Bruckenthal, care are statuie aici în Piața Mare din Sibiu. Acesta a anulat o așa zisă favoare imperială. Deci împăratul Austriei dăse un decret în care se spunea că toți iubagii, toți țăranii români care se înrolează în regimentele de graniță sunt scutiți de robotă, adică de obligația de a munci gratis pământul nobililor și au și dreptul să aibă aveau dreptul teoretic să aibă pământ. Văzând acest lucru, foarte, foarte mulți țărani români au mers spre acele centre de recrutare pentru a se înscrie în acele regimente de graniță. Baronul Samuel von Bruckenthal a anulat însă, deci el ca guvernator al Transilvaniei, a anulat însă acest decret imperial, fiind de partea nobililor austrieci și unguri, care s-ar fi văzut cu moșiile nemuncite de iopacii români. Cam asta a fost picătura care a dus la declanșarea răscoalei lui Horea Cloșca și Crișan la 2 noiembrie 1784. Răscoală care a durat aproximativ 2 luni de zile
și care s-a sfârșit, din păcate, cu prinderea, prin trădare, bineînțeles, prin capturarea lui Horia Cloșca și Crișan în decembrie și ianuarie anul următor. Aceștia, înainte de a fi capturați, au obținut totuși victorii importante, deși superioritatea tehnică a armamentului era clar de partea armatei imperiale și de partea armatei nobililor maghiari, totuși țăranii români au reputat victorii zdrobitoare și au învins forțele de represiune. Tocmai de aceea, în acel decembrie 1784, când practic Horia, conducătorul răscoalii, a dat un ordin de retragere pentru ca oamenii să poată odihni și adăposti peste iarnă, s-a pus un premiu foarte mare pe capul lui, fiind astfel în cele din urmă prins prin cumplitul act al trădării. Tot cu acordul lui Samuel von Brukenthal, conducătorii răscoalii au fost uciși într-un mod îngrozitor, în modul cel mai barbar cu putință, și anume prin tragerea pe roată. Avem aici exemplificată tragerea pe roată a lui Horia și Cloșca pe dealul Furcilor din Alba Iulia. Ei erau practic răstigniți la pământ, cu mâinile și picioarele bătute în piroane, iar un călău țigan cu o roată imensă le zdrobea practic fiecare os, începând de la clesnă până la cap, lovitura finală dându-se în coșul pieptului. Imaginați-vă cât de dureroasă a fost această execuție, la care nobilii maghiari și nobilii austrieci i-au adus pe ceilalți țărani să participe la ea pentru a se îngrozi și pentru a le fi frică de a se ridica din nou. Aceste pagini de istorie sunt scoase, iată, din manualele școlare de astăzi. De câțiva ani de zile, în programa educațională din România nu există practic niciun manual, și voi îmi puteți confirma, nu există niciun manual care să poarte explicit numele Istoria Românilor. Este numai istorie și atât. Iar în acea istorie, numai istoria românilor nu se învață. Istoria românilor este diluată în istoria universală, se face o varză globalistă pe acolo, în care se studiază istoria minorităților naționale, în curând cred că se va studia și istoria minorităților sexuale, drepturile omului, diferite constituții din diferite perioade de timp, dar unde sunt eroii, unde sunt domnitorii, unde este Ștefan cel Mare, unde este Vlad Țepeș, unde este Mihai Viteaz, unde este Constantin Prâncoveanu, Petru Rareș. Vă spun eu unde sunt. Sunt expediați în câteva pagini, în câteva rânduri din aceste manuale de istorie. Unde sunt marile bătălii din cele două războaie mondiale? Unde este lupta pentru eliberare națională a lui Avram Iancu și a lui Tudor Vladimirescu? Unde este răscoala lui Horia Cloșca și Crișan la Samuel Brukenthal? Unde este Marea Unire de la 24, Mica Unire de la 24 ianuarie 1856, în 8 rânduri dintr-un manual? Unde este Marea Unire de la 1918, tot așa, în câteva rânduri dintr-un manual? Deci, actul Marii Uniri de la 1918 beneficiază în manualul
care nu se cheamă manual de istorie a românilor, se cheamă manual de istorie, beneficiază de de aceeași atenție cu istoria minorităților, de exemplu. Noi nu, să nu fim înțeles greșit. Nu avem nimic împotriva minorităților. Noi respectăm fiecare individ, indiferent de ce etnie are și de ce religie are și așa mai departe, ce convingeri politice, nu ne interesează. Dar de la respect până a lăsa minoritatea să te conducă în țară la tine, este o mare diferență. Este ca și cum tu te deschizi ușa casei unor oameni, îi pui la masă, îi ospătezi, îi dai de mâncare, îi și culci și te trezești că acei oameni nu mai vor să plece din casă. Sau te trezești că acei oameni nu te mai lasă pe tine să stai la masă. Cam asta e situația. Pentru că ce se vezi? Istoria românilor cu acest nume explicit și bineînțeles și cu acest conținut nu există în programa educațională din România. În schimb, de anul trecut există o materie devenită obligatorie care, ce să vezi, se cheamă istoria evreilor punct holocaust. Materie care până acum era opțională. Acum a devenit obligatorie. În condițiile în care istoria evreilor și holocaustul se studiază oricum în celelalte clase. Deci acest obiect e de materie obligatorie în clasa a 12-a. Este o materie. În clasa a 12-a. Dar despre istoria evreilor și despre holocaust erau și sunt în continuare capitole și în celelalte manuale de istorie de la clasele mai mici. Pentru ce mai era nevoie să se introducă o materie distinctă cu acest nume? Probabil de aceea a și fost nevoie să se ridice și statuia lui Bruckenthal aici în Piața Mare din Sibiu. Pentru ca noi românii să conștientizăm, să băgăm bine la cap că avem niște stăpâni pe a cărui istorie suntem obligați să o studiem. Și nu așa pe sărite, ba în clasa a 5-a, a 7-a sau a 9-a, nu? Și în clasa a 5-a, a 7-a și a 9-a, dar și în clasa a 12-a. Ca o materie întreagă. Să ni se intre bine în cap. De aceea am considerat absolut necesară demararea acestei campanii de strângere de semnături pentru introducerea istoriei românilor ca materie distinctă cu acest nume și cu acest conținut în programa educațională, în locul materiei obligatorii istoria evreilor holocaustului. Istoria evreilor holocaustului, repet, se studiază oricum, în afara clasei a 12-a, unde e materie de sine stătătoare. Oricum se studiază în celelalte clase, în celelalte capitole, din celelalte manuale de istorie. Campania este inițiată, a fost inițiată de Asociația Calea Neamului, Mișcarea Națională, și este sprijinită de bunii noștri prieteni și camarazi de la Frăția Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, condusă de Dan Ciprian Grăjdeanu. Și astăzi, printre noi, avem membri ai Frăției Ortodoxe pe care îi salutăm pe această cale. Cu toate aceste agresiuni, cu tot acest pic care lovește în identitatea noastră națională, în identitatea noastră etnică de români, împotriva tuturor canalelor de televiziune care de 30 ceva de ani încoace ne toacă sistematic cu propagandă antiromânească, împotriva sutelor
de milioane de euro investite în această campanie, în acest atac împotriva identității naționale, iată că Dumnezeu continuă să nască români în această țară cotropită de străini. Dumnezeu răsare, uite, pe acești tineri minunați și pe profesorilor care îi îndrumă, care îi călăuzesc către Duhul Național. Dar dacă copiii aceștia frumoși nu ar avea în sufletul și în pieptul lor acea scânteie națională, acel sentiment de dragoste de țară, degeaba s-ar chinui orice profesor, oricât de talentat. Nu ar putea să scoată nimic de la ei. Instinctul național este acea taină dumnezeiască pe care o avem în noi, încă de la naștere. Unii într-o mai mică măsură, alții într-o mai mare măsură. Dar o avem în noi. Și din când în când devine, din scânteie, devine flacără. Și atunci îi găsim pe acești tineri minunați care fac eforturi să ajungă de la sute de kilometri depărtare și la Sibiu, au fost și la Cluj, au fost și la Valea Uzului, au fost și la Sfântul Gheorghe, au fost și la București, dacă nu mă înșel, peste tot acolo unde a fost nevoie de prezența lor, de mărturisirea lor și de ce sunt, pe lângă toate astea, de ce sunt ei foarte importanți. Pentru a le demonstra acelor ticăloși care spun că tinerii s-au îndepărtat de România și că tinerii nu mai au nicio legătură cu neamul românesc, pentru a le demonstra că mint. Adevărul nu este în gura lor, nu este pe ecranele acelea mincinoase, adevărul este aici, în fața voastră. Vă mulțumesc foarte mult! Noi v-am ținut aici 2 ore cu program patriotic și religios. Vă rugăm, rolul nostru, puteți veni să semnați. Nici nu știm ce să cântăm. Aici sunt listele de semnături pentru introducerea istoriei românilor. Cine vrea să semneze... Pentru că evenimentul este dedicat martirilor Horea, Cloșca și Crișan. O să începem cu melodia Lancea lui Horea, așa se numește și proiectul nostru. Și după aceea vă invităm să cântați și noi cu noi. Sau de glas peste Carpați, treceți batalioane. Depinde cât timp aveți la dispoziție. Haideți, pe versurile lui Adrian Păunescu, Lancea lui Horea, nu știu cât de mulți știți melodia, dar măcar pe refren, vă invităm să cântați cu noi.